Bunica cum îi place? Da, îmi place, adică de leșinată, să așa din mult îmi place. Deci știam că mă duci la prostia asta să le văd pe despăiatile aștia în chiloți cum țope de aici clea și să pierd eu serialul? Bă, știi că nu vineam. Fii sigur. Bunica, ăsta e baletul, e artă. Arta, frenții asta. Arta era când eram eu cu bunul la dansuri populare, de eram îmbrăcată ca lumea, omineaște, nu în chiloți. Ui câtă lume aici. Până nu-i rușine așa să țope de aici la în chiloți. Dă-mi pace. Nouă și la asta, în țiță nădraj, în iegări. Na, arta e asta rară. Dă-mi pace. Liniște. Nu mă fă să mă ridic de acela tine să mă duc să-mi fermez daua. Bunica. Uite-te tu. Mă ține mult că mă scapă la budă. Mai un pic și se termină primul act și după aia poți să mergi. Dă-te, dar pe ce act trebuie să semnez? Să mă duc la budă? O, cum? N-avem pace, că mă iau și mă duc, nu stau. Hai, fă-te că mă duc la budă, hai! Configurare traseu. Ne pregătim de drum. Pune-ți centura. Pune-ți centura, măi omule! În 200 de metri, dă colțul la dreapta. Fă-ți cruce, că ai besarică pe partea stângă. În 50 de metri, dă colțul la dreapta. Mă, ți-am spus să dai colțul la dreapta, că nu știi unde stă capul. No. În 100 de metri, fă dreapta. No, așa. În 100 de metri, intră în intersecție și părăsește-o la prima ieșire. Da, păi, am o țigară, îți lipsește. Să mă fum, tete. Stânge țigara, lasă că fumesc când ce scobori, că nu poți să fii atent la drum. În 50 de metri, destinația e pe partea stângă. Na, ai ajuns la destinație. Doamne, mulțamuți, că am zis că nu mai ajungi. Bonjour, de fleur, flori, de zelev, elevi, la clasă, clasa, de parent, părinți, de rumeur, zgomote. Întrebări bălânghe pun și eu, normal că n-ai treabă și nu lucri nimic și nu faci tătăți la nimic, că ești un trântor și stai aici pe pensia și pe sănătatea mea. Hai, e telefonul celea și haide mă filmează ce în bucătărie ai. Pântru? Hai la dară că vreau să fac acolo rețeche, am mâncat, toată lumea face rețeche și pune pe acolo pe internet. Și apoi vreau să fac și eu să vadă aștia din sat ce bine fac eu plăcinte și ce bine fac eu mâncare, na. Hai da! Da, mi-s bine, mi-s derghișe. Gata, începem. Gata, gata. Hai. 3, 2, 1, start. Da. Paci. Servus, dragile mele, și bine ați venit în bucătăria lui Florica. Astăzi o să facem cozonac. Da, po... Doamne, nu ne bate. Scoate băța asta afară, că era să mă împetică ce să rup urmazul. Hai. Hai, da, de la început. Hai. Bine ați venit, dragile mele, în bucătăria lui Florica. Astăzi facem cozonac. Cozonac de cacao și cu nucă. M-am sculat azi dimineață plină de energie și după ce am dat la horă și am făcut cura la vacă, am zis să mă pun să frământ o lea de aluar, să fac un desert pentru nepoții mei dragi. Stai să vedem că cred că e gata. Na, oprește. Și hai mai încoace. Stați, să nu mă ard. Vai de mine, dar ce au crescut și ce bine arată. Uitați, dragile mele. Uitați, dragile mele, cozonac. Uitați cozonacul cu cacao și cu nucă. Bunica. Ce-i, mă? Mic detaliu, ai uitat să-l scoți din ambalaj să vede că e cumpărat. Oh, na, oprește, hai să-l desfacem. Oprește, șterge tot și facem după aceea, hai. Bunica.
Bunica? Ui, doamne, am venit! Aoleo, bunica, pe unde umbli, că nu mai pot de foame? E, și dacă eu nu sunt casa asta, ce faceți? Nu riscați de foame, ha? Doamna, că tăie vrei să le știi? Cam atâta ești. Am fost la Eugenia, că e beteagă, și apoi am mai stat acolo cu ea de vorbă. Da. Tante Eugenia e plecată de o lună la prunci, că e beteagă. Bine, da. La magazin am fost. E bine? Da. La magazin am fost. Tu te-ai stat la magazin. Bunica, ești ok? Da, bine, de ce? Că ai băgat șamponul în frigider. Da,